seara, bine v-am găsit, bună seara, Majda, ce faci? Bună seara, Andrei. Bine, tu ce faci? Bine, uite, stăteam și mă gândeam acum, ascultând piesa, ce amintiri frumoase avem și ce tezaur a rămas în urma marele nostru artist. Vă spunem că e vineri seara, ne pregătim de weekend și în mod normal ne gândim la zile de petrecere. Însă noi nu ne gândim chiar la petrecere, pentru că acum mai mult de 6 luni s-a stins din viață unul dintre cei mai iubiți artiști din România și cei mai cunoscuți, vocea copilăriei noastre, Mihai Constantinescu, dragul nostru prieten. Așa, iar astăzi avem parte de o întâlnire de suflet. Într-adevăr, și când spunem o lume minunată, ne gândim cu toți la Mihai Constantinescu, iar când spunem soție devotată, ne gândim la Simona Constantinescu. Prin urmare, s-o invită. Salut, bună, bine ai venit, bună seara. Nu știu cum să facem cu pandemia asta, nu ne pupăm, da? Și din toată inima v-ați îmbrățișat. Da, mă bucur că te văd și că ne vedem. Uite, ia loc aici, pe canapea. Din păcate, pandemia nu ne lasă să ne dăm frâul liber. Stăm la distanță. Stăm la distanță, da. Și cu toate astea, aproape de suflete. Uite, te-am întâmpinat cu piesa pe care știu că tu o asculti în ultimul timp, aproape zilnic. Ce există? Da, noi cu toți aici am zis să... Ai vrut să mă faci să plâng? Nu, plângi. Nu, mă abțin. Asta, doar că pentru toți, într-adevăr, cu toții am trăit o emoție în momentul în care ascultam această piesă și nu numai, pentru absolut toată lumea. Mihai a fost nu numai un artist, un om de suflet și tu știi asta că ți-am spus. A lăsat în urma lui o întreagă avere. N-aș vrea să te fac să plângi, numai că de fiecare dată când ne gândim la Mihai, mai ales în ultimul an pe care l-a dus și nu l-a dus deloc ușor, pentru că tu ai fost aproape, el a încercat cu toată puterea să nu arate acea suferință. Sincer vă spun, cred că este omul cel mai puternic pe care l-am întâlnit eu în viața mea. De foarte multe ori se simțea rău, dar el tot timpul era cu zâmbetul pe buze și spunea, nu am nimic. Mă simt bine. Asta ca să nu ne îngrijorăm. Ca să nu vă pună pe jos. De ce crezi că făcea treaba asta? Pentru că cu siguranță el avea o suferință. Crezi că se gândea pur și simplu doar la oamenii din jur? Sau? În ciuda faptului că el era un tip timid, era foarte, foarte puternic. Era puternic, dar foarte puternic aici. Și atunci gândul lui puternic îl făcea să fie și el puternic. Asta am văzut-o și cu toții. Și orice boală, să-i spun așa, el o trecea cu zâmbetul pe buze, tot timpul spunea nu am nimic. În perioada asta grea, e o perioadă grea care ne-a încercat pe toți, ai dat dovadă de aceeași putere? Ai fost la fel de puternică cum era Mihai? Pentru că e o perioadă grea prin care nu pot să mint. Nu sunt atât de puternică cât este el și am mai avut și perioade... Și le-am în continuare în grele. Dar încerc să trăiesc cu rana asta și să merg mai departe. Sunt convinsă că nu ți este deloc ușor. Ce ți-a fost cel mai greu în perioada asta? Ce, nu știu, faptul că ai stat acasă singură, când te întorceai spre casă, nu știu, ce ți-a fost cel mai greu? Lipsa lui. Da, tot timpul am senzația că trebuie să intre pe ușă. Să vină de undeva. La asta mă gândeam și înainte să începem emisiunea, sincer, și m-am pus în locul tău și nu degeaba am spus soție devotată, cu toate ne declarăm soții devotate, dar tu ai dus până în ultima clipă acea luptă, ai stat acolo alături de el și ai crezut mai mult decât au crezut ceilalți. Și sincer, nu știu cum îți e să poți să locuiești în casa în care ai locuit cu el. Nu știu. Îmi este foarte bine, acolo sunt toate amintirile noastre. Dar nu ți-e greu? Nu. Absolut. Nu. Nu, cred că dacă aș fi în altă parte, aș duce dorul și aș vrea să văd, știi, așa. Așa că eu sunt acolo, trăiesc acolo și mi-e bine acolo. Ce-ți lipsește cel mai mult? Din ceea ce făceai cu Mihai? Călătoream foarte mult și el nu era omul să stea în casă, chiar nu știu ce ar fi făcut în perioada aceasta.
că pe el nu prea prindeai în casă, nu prea adică îi plăcea. Adică nu ar fi fost ascultător acumoasă. Îi plăcea tot timpul să iasă, să la plimbare, să la munte, mă rog, la mare și așa mai departe. Da, asta era una din întrebările pe care vroiam să ți le pun. Tu știindu-l pe el o fire foarte activă, o fire foarte, nu știu, un om foarte muncitor, dornic de a ieși, de a cânta, de a merge la studio. Cum crezi că ar fi făcut el față în perioada asta de pandemie? Crezi că te-ar fi ascultat? Ar fi înțeles să se protejeze? Pentru că el, fiind și cu problemele acelea la inimă și de sănătate, crezi că te-ar fi înțeles? La cum îl știi tu pe el? Da, era un om ordonat și până la urmă el ar fi înțeles. Era ascultător. Ar fi stat în casă, s-ar fi jucat cu pisica, ar fi compus, cred că, foarte mult în perioada aceasta. Cred că era o sursă bună de inspirație. Era o sursă, da. Da. Simona, știu că ultima dată când am vorbit noi, tu te pregăteai pentru lansare. Voiai să-i faci o lansare. Da. Ai spus că lansarea ar fi fost pe 19, dar pentru că nu se poate deocamdată, știm bine că nu putem fi un grup mai mare, am amânat. Să vedem poate în toamnă dacă... Dar nu ai renunțat la gândul ăla, pentru că toată lumea așteaptă. Nu, cum să renunți? Lansarea va fi făcută, se va face până la urmă și un spectacol în memoria lui. Și mă gândesc că în ultimul an pe care l-ai petrecut alături de el și nu ai renunțat nicio clipă să crezi că el o să se trezească, cu toții am sperat asta, nu a fost niciun moment în care ai spus gata, nu mai pot, cedez. De oboseală, de durere, de... Nu, nici n-am simțit oboseală, durere, absolut nimic. Când ești trup și suflet lângă cineva, nu simți. Dumnezeu îți dă putere. Iar eu, de obicei, cu persoanele apropiate, atunci când au plecat și părinții mei și sora lui și așa, am avut niște premoniții, să spun așa, sau niște vise. Dar vise care prevesteau plecarea lor, să spun așa. Dar ai preferat să nu... Dar nu cu ies. Mihai n-am avut așa ceva și... Și asta a fost o speranță. Da, și asta a fost o speranță, că va fi bine, că el se va face bine. Deci n-ai avut niciodată o zi din aia care să ieși pe ușa spitalului să vrei să urli, să te eliberezi? Nu, sau... nu. Pentru că nu. Ai avut tot timpul speranța asta, nevisând... Tot timpul, dar chiar și fetele de acolo îmi spuneau, doar dumneavoastră sunteți optimistă și credeți în... Știu că tu ești o persoană care mergea zilnic la mormântul lui Mihai și aprindea o lumânare. În perioada asta în care cimitirele au fost închise, sunt foarte multe persoane care au suferit din cauza asta, că n-au putut să fie alături de persoanele plecate dintre noi. Cum ai făcut? Ai avut pe cineva care s-a dus acolo? Ai încercat să te duci într-un fel? Da, sunt niște oameni minunați acolo. Domnul Ștefan, și mulțumesc că are grijă în lipsa mea până când voi ajunge acolo să fie totul în regulă. Și fost... udă florile și aprinde luminări. A fost greu? Ai avut vreo zi în care ai zis, băi, eu ies pe ușă și mă duc? Indiferent ce se întâmplă. Sar gardul, nu știu. Nu vreau să spun. Că după aceea... După aceea ai încercat. Am încercat. Ai încercat să te duci acolo, dar nu s-a putut. Era închis. Am și reușit, da. Ai și reușit? N-am insistat. N-am fost prea des ca să nu... Da. Am probleme. Uite, am observat că încă porți verigheta. Da. Foarte tare. Ai să o porți toată viața? Toată viața mea, toată da. Viața ta ai să porți verigheta asta. Uite, am văzut când ai gesticulat. E legătura de suflet. Spirituală. Spirituală, da. Și ți-e și greu. De fapt, nici măcar nu te-ai despărțit. Mihai a plecat temporar. Dar el a rămas în sufletul tău și în suflet. Eu cred că este cu mine. Îl simți de multe ori? Da. Apropo, când ai fost într-o cumpănă mare în ultimul timp, ai simțit prezența lui, ai simțit că îți dă un sfat, nu știu, poate să-l visezi într-un fel. Știu că povesteai că ai visat cântând. Toată lumea mă întreabă de visat. L-am visat, dar vreau să păstrez pentru mine ce visez. Vrei să visez pentru să păstrez. Dar ca să... L-am visat bine, foarte bine și mi-a spus că este bine acolo unde este, este bine. Ce da. Poate fi mai frumos decât... Da. Decât ăsta e un dătător de speranță, visul ăsta, până la corect. Urmă. Corect. Și este bine, pentru că l-am visat bine. Da, tu la un moment dat, adică știu că după atâția ani de dragoste, peste 20 de ani, mi se pare, nici nu pot imagina, dar cum te trezești și nu-l mai ai pe acel om lângă tine, cum faci să mergi mai departe? De unde îți găsești puterea? Să știi că sunt momente când vrei să renunți, să nu mai lupți, dar n-avem ce face. Ai avut, Simona, ai avut situația asta, te-ai lovit de ea, o zi în care să zici, eu nu mai pot, nu mai vreau? Am avut, dar nu într-o extremă încât să-mi fac ceva rău. Să nu să-ți faci rău, da. Dar într-o zi în care zici, nu mai pot, nu mai pot să duc Sunt zile, asta. Da.
cum a fost, pentru că acum ai trăit primul Paște fără Mihai și prima ta aniversare fără Mihai. Ai făcut ceva, nu știu, ceva ce făceați împreună, vreun ritual al vostru, vreo rugăciune a voastră, poate, nu știu, l-ai avut la masă acolo chiar noi și... Noi tot timpul de sărbători, nici de sărbători nu eram acasă, tot timpul eram conjurați de prieteni și la prieteni. Acum aș fi fost la fel singura, aș fi mers la prietenii noștri buni, la familia Mustață și la finuța noastră, dar pentru că ei n-au putut veni în București, fiecare am stat acasă și am vorbit pe WhatsApp, pe... Da, asta. Ce putem face în momentele astea? Păi, doar să... Să așteptăm să treacă. Așa să, e. Să trecem Mihai, toți Mihai cu bine. Nu și-a dorit să fie o povară pentru absolut nimeni. Nu și-a dorit corect să arate asta. Tu ai simțit vreodată că pică povara pe umerii tăi? Nu. Niciodată. Nu, n-am simțit niciodată, pentru că... Știa să aranjeze lucrurile în așa fel încât... Te-a protejat până în ultimul da moment. Și uite, pentru că vorbeai mai devreme de singurătate, că nu ți-ai închipuit niciodată singurătatea. Acum o trăiești. Cum îi faci față? Pentru că este e foarte important cum reușim să trecem peste. Nu știu, te dedici muncii. Am înțeles că te-ai și dus da înapoi la serviciu. Nu te-ai angajat. Merg la lucru și la cred lucru că ăsta este un lucru bun. Mă ține în priză. Cu siguranță. Și așa... Nu mă gândesc la alte lucruri și ajung acasă, am o pisicuță. Noi de altfel știm, Mihai Constantinescu, un mare iubitor da de animale, care ne-a insuflat și nouă, generațiilor mai tinere. În perioada asta am fost un roboțel, la lucru, acasă, așa. Abia aștept să putem ieși ocupată. Să... Da, să... Primul lucru pe care ai să-l faci când se dă drumul, când se dă drumul, toată lumea poate ieși. Ce ai să faci? Să merg la munte. Ai să mergi la munte? Simți nevoia să stai, da, să te relaxezi. Să mă relaxez, să respir aer curat. Într-un să... loc în care mergeai cu Mihai sau îți alegi da, un alt loc? Da, într-un avem loc prietene, în care mergeați voi. Da. Pentru, da, că povesteai pentru că povesteai într-un interviu că tu chiar și mergi pe drumurile pe care mergeai cu el, prin zonele pe care ca să-ți aduci aminte oarecum și nu te deranjează absolut. Pentru că unii pe mine oameni, nu mă deranjează. Da, că unii oameni spun, domnule, că e prea puternică. Din contră, mă vindecă și mă simt bine. De ce? Sunt amintirile noastre frumoase. Așa este. Simona, e ceva ce își dorea foarte mult să mai facă Mihai și nu a mai apucat? Poate că ți-a spus ție... Lansarea aceasta, de așa, lansarea și un spectacol vrea să facă... De care vorbiseră, tu o să te ocupi. Da, la Sala Palatului, să facă acolo un spectacol mare. Te vezi el, de fapt, de acolo de unde e... Că la un moment dat ai spus că e îngerul tău păzitor, atâta timp cât el a fost internat, ai fost tu îngerul lui păzitor. Să dea putere și o să-ți dea în continuare ca tu să faci toate aceste lucruri. Doamne ajută, așa e, simt că este cu mine și îmi dă putere. Apropo, acel CD îi spune într-un fel, are o denumire cu trei CD-uri. De că mai lua repede și da, da. În fine... Este final, este pentru că știu că el mai avea niște... Cred că Viața Mea se numește, dacă... Viața Mea. Viața Mea, CD la care a lucrat muzica și... Muzica era viața lui, da. Muzica era viața. A reorchestrat câteva piese, a apucat să le refacă pe toate? Sau mai trebuie umblat la acel CD? Nu, tot ce ține de acel digipack, așa, sau cu trei CD-uri, a reușit să-l scoată. Slavă Domnului! Da, a ieșit, a văzut și lumina tiparului, eu l-am acasă. Doar să pot să-i fac lansarea și să ajungă la toți cei care îl iubeau și vor să-l asculte în continuare. Te-ai gândit la o perioadă, la o zi anume în care vrea să-i faci lansarea? Acum, sigur, după, probabil că după luna iunie, iulie, după ce se va mai relaxa un pic cu adunarea. Probabil că în toamnă. Da. E ceva care, nu știu, poate de reușesc, care să te legi? Poate reușesc de Sfântul sau de Sfinții Mihail și Gavrilă. Da. Ar fi frumos. Cu siguranță să se întâmple la doar Dumnezeu știe ce se va mai întâmpla și ce vom putea face.